pe valea asta au fost cu câteva sute de milioane de ani în urmă, a fost un râu. Deasupra era mare. Pietrele care le vedeți aici provin din scoici, din alge. Tot a trecut. Râul s-a făcut o șuviță, un râuleț. Lumea se va termina odată. Lumea care stă aici. Oamenii se schimbă, totul se schimbă. Rămâne un singur lucru pe care îmi dă mie speranță și mă îmbărbătează. Rămâne efortul artistic, minunea care se întâmplă când se descoperă o față nouă a timpului. Din zona pe care o vedem aici în față au rămas câteva sute de fotografii documentare nearanjate, fără niciun scop, care sunt o valoare universală. Oamenii au venit după război, după România Mare, au fost luați în colhoz, au muncit cum nu s-a mai muncit niciodată oamenii aceia. Au avut o mare speranță de viitor. A fost asistat acest sentiment și de o explozie demografică care nu ține de condițiile de viață. Atâta sunt de încântat de coincidența asta, de existența lui Zaharia, care a prins această perioadă cheie în istoria modernă. Din prima clipă când am văzut lucrările, am simțit o fulgerare în inimă și nu pot să-mi explic. Eu sunt fotograf, un modest fotograf, mai mult cercetător și instructor sau profesor și am făcut alte lucruri destul de complicate. N-am niciun fel de afinități directe cu opera lui, dar stilul, ușurința cu care a lucrat, că el a fost un om foarte ocupat, a fost colhoznic, a avut multe profesii, a avut familie la urmă urmei și a lăsat o moștenire atât de mare cu care nici cifră, nici calitate nu mă pot lăuda. Eu cred că el m-a reabilitat pe mine în viața asta și mi-a dat puteri ca să lucrez în continuare.